Handbaliștii Energie au scăpat pentru câteva zile de presiunea pusă de stâng. Aflați în cantonamente la Eforie Nord, Florea și colegii săi au fost lăsați pe mâna secundului Mircea Bedivan. Și asta pentru că stânga a schimbat temporar echipamentul de antrenor al Energiei cu costumul de selecționer. Stânga a plecat în Suedia la Göteborg, acolo unde în această seară de la ora 19:15 are loc tragerea la sorți a grupelor campionatului mondial, competiție care va debuta în ianuarie anul viitor. Românii sunt departe însă de a fi considerați o forță în handbalul masculin și au fost repartizați în urna a patra valorică alături de Ungaria, Tunisia și Slovacia. Cap de serie au fost desemnate Franța, Islanda, Polonia și Croația. Stânga ar vrea o grupă adorabilă cu Islanda, Suedia și Coreea de Sud, dar ar putea pica și într-o veritabilă grupă a morții cu Franța, Danemarca și Germania. Tricolorii s-au calificat la mondiale după o dublă de infart contra Rusiei. Bătuți acasă la 4 goluri diferență, elevii lui Stânga au revenit miraculos și au obținut calificarea chiar în fieful rușilor la Moscova.